că suntem tot la așa, nu cum să zicem, momente artistice, am găsit o poezie foarte interesantă, se numește Du-te, neamțule, semnată de Andrei Păunescu. Îl salut pe Andrei Păunescu în legătură telefonică directă cu noi. O să citesc primele 4 strofe care sunt relevante. Poezia o găsiți pe internet, practic este foarte interesantă. Du-te, neamțule, urgent afară, că ești fals și gura ți-e amară, rânjetele sunt tot mai scârboase, du-te că ai totuși 6 case. Du-te, arogantule, acasă și în pace țara mea o lasă, că atâta ură ai în dinți, fără să clipești, provoci și minți. Du-te, prefăcutule, în Florida, că distrugi pădurea ca omida, banii mulți și groși din găuri ia-ți, că-ți făcuți onest din meditații. Calculele mint și nu se leagă, nici de meditai o lume întreagă, nu făceai averi cu bani gheață, câtă fizică ai dat pe piață. Mulțumesc, domnule Păunescu, pentru această intervenție. Ați avut o muză, nu? Foarte bună pentru această poezie. Păi, ce muză să am? Realitatea este muza. Textul este de acum vreo 2 ani, dar ascultându-l din glasul dumneavoastră, îmi dau seama că... Este mai recent ca oricând. Da, poate fi la fel de actual și acum, da. A scris acum 2 ani, domnule Păunescu. Cum v-a venit această idee? Păi cum să-mi vină? Nu e foarte mult de căutat aici. Sunt lucruri care circulă pe piață, informații și astea servesc unor de sursă de inspirație pentru pamflete, pentru texte, dar desigur orice asemănare cu realitatea este absolut întâmplătoare. Ziceți. Păi sigur că da, nu e așa? Nu e așa ca în orice pamflet. Da, spuneați și așa este, acesta este și sentimentul meu, că textul, repet, poezia este mai lungă, o puteți găsi pe internet. Textul este mai actual, mai actual ca oricând. Acum eu eram sigur, acum 2 ani când am publicat-o și când a făcut ceva valuri și sigur m-au înjurat, m-au amenințat cu moartea, cu desfințarea simpatizanții președintelui, mă așteptam ca la un moment electoral textul să fie reactualizat și să devină brusc interesant. Nu mă deranjează, le mulțumesc celor care îmi citesc textele, dar știți cum, multe se pot scrie și în literatură și în pamflet, libertatea este totală. Chiar dacă unor pentru pamflet s-a făcut pușcărie, Tudor Arghezi, Nede Cocea și alții au făcut pușcărie. Eu sper să nu ajung acolo de la acest pamflet. Da, foarte interesant, dar dincolo de acest aspect de pamflet, domnule Andrei Păunescu, este un of pe care dumneavoastră îl exprimați acolo, un of al mai multor români, aș spune eu, nu sunteți solitar în această idee. Acum, eu nu sunt procuror, nu sunt investigator, nu sunt cercetător, sunt un om care ia niște realități sau niște informații care circulă pe piață și alături de propria, mă rog, simpatie sau antipatie, în cazul ăsta nu de simpatie poate fi vorba, nu știu, se creează o stare din care e texte, e cântece, cu asumarea de rigoare, pentru că să știți, după ce publici un astfel de text, cei care râd și se bucură și dau like pe internet tac și sunt liniștiți și își văd de treabă, iar cei care sunt supărați sunt foarte agresivi, adică întotdeauna cei deranjați reacționează, ceea ce nu e foarte plăcut pentru un autor. Dar nu e, asta nu înseamnă că eu îmi retrag acest pamflet și sper să fie suficient de deschis președintele și dacă îl citește luându-l ca pe o glumă, ca pe un moment de spirit, așa, să încercez să fac astfel încât noi, cei din popor, să nu mai fim nevoiți sau inspirat să scriem așa ceva. Da, foarte bine spus. Mai spun o strofă care este foarte interesantă. Când erau pe tron Ion Iliescu și Emilul cel Constantinescu, ne ziceam, mai rău chiar nu se poate, dar Iohannis l-a întrecut pe toate. Bun. Vedeți, deci nu e o chestie personală, este o analiză a faptului că noi suntem niște performeri, adică din rău în mai rău mergem și ca în acea glumă grozavă că pesimistul spune mai rău nu se poate, iar optimistul spune ba da, se poate și mai rău, asta probabil că am făcut și eu cu curtea mea prezentare.
Mulțumesc pentru această intervenție, Andrei Păunescu, în direct la Antena 3, cu precizări despre această poezie dedicată președintelui, un pamflet, spune Andrei Păunescu.